Jack London, Mihail, câine de circ. Capitolul 18. Stewardul cel cărun și terierul irlandez cu păr sârmos ajunseră curând niște figuri cunoscute ale vieții de noapte de pe Barbary Coast din San Francisco. Doherty dădu o mai mare amploare spectacolului aducându-l și pe Cocky. Când chelnerul nu venea cu numărul de pahare cerut, Mihail nu se mișca până ce Cocky, la un semn tainic al stewardului, nu ridica un picior, apucându-l cu ghearele de ceafă și făcându-se că-i spune ceva la ureche. Atunci Mihail se uita la paharele de pe masă și, ca de obicei, începu să-l mustre pe chelner. Dar lovitura cea mare, Doherty și Mihail o dădură abia în ziua în care cântară pentru prima oară Roll Me Down to Rio. Lucrurile se petrecură într-un salon de dans de pe strada Pacificului. Toți dansatorii se opriră și marinarii cerură în cor să le mai cânte câinele odată. Patronii salonului nu aveau nimic de pierdut pentru că nimeni nu părăsi sala. Dimpotrivă, se grămădiră cu toții în restaurant ca să-l asculte pe Mihail, executându-și repertoriul. God Save the King, Sweet By and By, Lead Kindly Light, Home Sweet Home și Shenandoah. Toate reprezentația aceasta i-a aduse lui Doherty mai mult decât bere gratis, pentru că în clipa în care se ridică și dădu să plece, patronul localului îi strecură cât $3 de argint în mână, rugându-l să vină și în seara următoare cu câinele. Numai pentru atât? Întrebă Doherty, făcându-se că se uită disprețuitor la suma pe care o primise. Patronul se grăbi să mai adauge $2 și Doherty îi făgădui că o să vină. Oricum, Killeni, băiete, îi spuse stewardul pe când se duceau la culcare, cred că noi doi facem mai mult decât $5 pe seară. La urma urmei, ce vrei? N-au mai văzut ei așa ceva, un câine care să cânte cu adevărat și care știe să cânte aproape orice melodie împreună cu mine, iar singur mai cunoaște o jumătate de duzină de cântece. Se zice că Caruso primește 1000 pe seară. Bine, nu-i fi tu Caruso, dar în orice caz ești un Caruso al câinilor din toată lumea asta. Ascultă-mă, băiete, eu am să-ți fiu impresar. Dacă nu ajungem să luăm $20 aur pe seară, atunci ne mutăm într-un cartier mai select. Și așa o să poată să se mute și domnul acela bătrân de la hotelul Bronx, într-o odaie mai la față, și o să-i pot cumpăra și lui Cuochi un rând de haine ca lumea. Ascultă, Killeni, fiule, o să putem pune mâna pe atâtea parale că dacă domnul Greenleaf nu o să găsească vreun nătărău, o să-i dăm noi bani să-și cumpere un junăr și o să-l trimitem să caute comori pe socoteala lui. Noi o să fim nătărăii, tu și cu mine, așa mi-ar place. Barbary Coast, cartierul portului San Francisco, socotit odinioară drept cel mai păcătos port din lume, s-a dezvoltat și el odată cu tot orașul, cel puțin jumătate din veniturile municipalității erau realizate pe seama vizitatorilor ce treceau prin acest port. Mulți oameni bogați luaseră obiceiul ca după cină, mai ales când mai aveau și oaspeți, ceva mai pretențioși, să cutreiere cu mașina din local în local și prin toate cârciumurile de mâna a treia. Pe scurt, The Coast era un loc de atracție, la fel ca și Chinatown și Cliff House. De puțină vreme, Dick Doherty începuse să câștige $20 pe seară pentru două numere care țineau câte 20 de minute și să bea mai multă bere decât ar fi putut să înghită o duzină de oameni tot atât de însetați ca el. Nici când nu-i mersese atât de bine și nu s-ar fi putut spune că Mihail nu se bucura. Se bucura mai ales pentru că îi făcea pe plac stewardului, îl slujea pe steward și aceasta era cea mai mare dorință a lui. Într-adevăr, Mihail ținea o întreagă familie și încă o familie care trăia bine. Cu ochii, care arăta înfloritor în batofii lui strălucitori, ca feniu roșcați, cu melon pe cap și cu un costum cenușiu călcat pe cinste, ajunsese un pasionat al cinematografelor. Cheltuia 20 și 30 de cenți zilnic, stând să vadă filmul de câte două ori. La drept vorbind, nici nu prea avea multă treabă de făcut pentru Doherty, căci acum mâncau la restaurant. Cât despre lup de mare, se mutase într-o odaie mai scumpă, tot la Bronx. Doherty trebuie să stăruie mult ca să-l convingă să primească ceva bani în plus pentru cheltuială,
ca să-și poată invita câte o cunoștință la teatru sau la concert și să-l conducă apoi cu mașina acasă. Asta nu o să țină cât lumea, Killeny, îi spuse stewardului Mihail, doar până o să pună domnul cel bătrân mâna pe alți căutători de comori, doldora de bani, care umblă să adulmece aur. Atât și nimic mai mult și pe urmă, fiule, trăiască albastrul oceanului, vasul nostru zdravăn și valurile care se sparg pe punte, trebuie să o luăm în jos spre Rio și să cântăm Roll Me Down to Rio unor nătânci ca ăștia care nu fac doi bani. N-au decât să rămână cu orașele lor rioase, marea e viața noastră, a ta și a mea, Killeny băiete, a domnului cel bătrân, a lui Cuochi și a lui Cochi. Nu suntem noi făcuți pentru oraș, nici nu sunt sănătoase orașele. Ehei, băiete, n-o să-ți vină să crezi, dar am început să simt cum mi se duce puterea. M-am cam săturat să stau seara de seara acasă și să nu fac nimic. Mi s-a făcut dor să-l mai aud pe domnul cel bătrân spunându-mi, steward, cred că n-ar strica să luăm vreunul din cocktailurile acelea grozave înainte de a merge la masă. O să luăm cu noi și o mașină de făcut gheață și o să facem cum e mai bine. Uită-te la Cuochi, băiete. Clima de aici nu-i priește și e bolnav. Dacă mai stă mult prin cinematografe, dă în oftică. E mai bine pentru sănătatea lui, a mea și a ta și a tuturor să ridicăm ancora cât mai curând și să o pornim spre patria alizeilor care te îmbrățișează necontenit cu adierea sărată și vie a mării. Într-adevăr, cu ochii care nu se plângea niciodată, suferea cumplit. Umflătura mică de sub brațul stâng, pe care mai înainte n-o simțise, începuse să-l doară fără încetare, nu mai avea somnul tihnit de altădată. Deși stătea culcat pe partea stângă, se trezea în fiecare noapte de două, ba chiar de trei și de patru ori de durere. Dacă autoritățile de imigrare nu l-ar fi trimis încă de multă vreme pe Ah Moy în China, el ar fi putut spune ce înseamnă această umflătură și tot el ar fi putut spune și lui Dick Doherty ce însemna pata aceea amorțită care se lățea mereu între sprâncene, unde câteva cute cale unui leu îi brăzdau fruntea de sus în jos, adâncindu-se pe zi ce trecea. Iar mai fi putut spune și ce avea la degetul cel mic de la mâna stângă. La început Doherty crezuse că-și scrântise degetul. Mai târziu bănui că trebuia să fie vreun reumatism cronic din pricina umezelii și ceții din San Francisco și aceasta era una din pricinile pentru care ținea atât de mult să plece din nou pe mare, acolo unde soarele tropicelor ar fi alungat reumatismele din el. Ca steward, Doherty fusese obișnuit să aibă de-a face cu oameni din înalta societate. Acum era însă pentru prima oară când vorbea cu ei de la egal la egal, aici, în lumea de jos. Mai mult chiar, oamenii aceștia se arătau nerăbdători să-l vadă, îl căutau, în orice local ar fi intrat, oricât de sălucitor ar fi fost acest local, tot ei erau cei care îl căutau și îl lingușeau, invitându-l la masa lor ca să-i poată plăti berea. Ar fi fost în stare să-i plătească orice cantitate de vin dacă el nu s-ar fi încăpățânat să bea numai bere. Unii voiau chiar să-l invite la ei acasă. Adu și câinele ăsta grozav să ne mai cânte ceva. Doherty era tare mândru de Mihail, mulțumită căruia primise atâtea invitații și le răspundea că activitatea lui profesională era mult prea încărcată ca să-și poată îngădui asemenea distracții. Lui Mihail îi explică însă că dacă li s-ar fi oferit $50, s-ar fi dus cu atâta iuțeală de le-ar fi scăpărat călcâiele. Printre mulțimea de cunoștințe pe care le făcuse în viața de noapte, pe care începuse să o ducă, doi oameni erau meniți să joace foarte curând un rol însemnat în viața stewardului și a lui Mihail. Primul, Walter Merritt Emory, un doctor care făcea și politică, venise în mai multe rânduri la masa lui Doherty, unde Mihail ședea, ca de obicei, pe un scaun, în semn de recunoștință că îl invitase de multe ori la masa lui, doctorul îi dădu lui Doherty, printre altele, și cartea lui de vizită, rugându-l să-i facă cinstea să vină la el în mod gratuit, ori de câte ori el sau câinele ar fi bolnavi. Doherty fu de părere că doctorul Walter Merritt Emory era fără îndoială un om inteligent și astfel, cu obișnuita lui nevinovăție brutală, pe care știa că și-o putea îngădui după asemenea ofertă, îi răspunse: Doctore, sunteți o minune de om,
Lucrul ăsta îl poate vedea și un orb. Când vă place aici, nu vă dați înapoi de la nimic. Nu v-ar putea opri nimic decât... Decât ce? Decât poate dacă lucrul acela e bătut în cuie, încuiat sau păzit de vreun polițist. N-aș fi prea încântat să am ceva care să vă placă. Ei bine, află că ai, îl asigură doctorul, arătând cu capul spre Mihail, care ședea pe scaun între ei. Brrr, se cutremură Dorothy, mă faceți să mi se încrețească pielea pe mine. Dacă aș fi sigur că e așa, n-aș mai sta o clipă în San Francisco. Se opri o clipă gânditor, privind în paharul cu bere, apoi se liniști și râse. Nu există om care să fie în stare să-mi ia câinele, l-aș ucide. M-aș ridica la el și i-aș spune-o cum mă vezi și cum te văd că lucid. Și m-ar crede, așa cum mă crede și dumneavoastră acum. Știți bine că e așa. Tot așa ar ști și el. Ce vreți, câinele ăsta? Și pentru că nu fu în stare să-i arate cât de adânc simțea toate acestea, Dec Doherty își întrerupse vorba și o necă în berea pe care o dădu peste cap. Cu totul altfel era celălalt om pe care soarta îl scosese în cale, Harry Del Mar, își spunea el, și acest nume apărea pe program când se producea la Orfeum. Del Mar era în vacanță, așa că Doherty nu avea de unde să știe că trăia din spectacolele pe care le dădea cu animale dresate, îi dădu și el de băut lui Doherty. Era tânăr, nu trecuse încă de 30 de ani, ci avea fața oacheșă și ochii mari, cu gene lungi, despre care îi plăcea să creadă că exercită o forță magnetică. Părea nevinovat ca un înger, dar această părere ți-o schimbai auzindu-l cum discuta cu aerul cel mai obișnuit despre afaceri. N-aveți dumneavoastră atâția bani ca să-l puteți cumpăra, îi răspunse Doherty când acesta își spori oferta de la 500 la 1000 de dolari. Dacă de 1000 e vorba, dau și atât. Nu, dădu Doherty din cap. Vreau să spun că nu-l vând pe niciun preț și pe urmă la ce vă trebuie. Îmi place, îi răspunse Del Mar. De ce crezi că vin eu în crâșma asta? De ce crezi că vin toți oamenii ăștia aici? De ce beau ei? De ce țin cai de curse? Se distrează cu actrițele? Se fac preoți sau șoareci de bibliotecă? Pentru că le place. Ăsta e răspunsul. Toți oamenii fac ce le place, dacă pot, bineînțeles, și aleargă după lucrul care le place, fie că îl vor dobândi, fie că nu. Uite, mie îmi place câinele dumitale, îl vreau și dau 1000 de dolari pe el. Vezi diamantul acela mare de pe mâna femeii de acolo? Mă prind că i-a plăcut, l-a vrut și a făcut rost de el fără să-i mai pese de preț, pentru că prețul nu făcea cât diamantul. Câinele ăsta al dumitale, nu vă place și el pe dumneavoastră, îl întrerupse Dec Doherty. Și asta e ciudat. Îi plac aproape toți oamenii, fără să facă nazuri, la dumneavoastră însă s-a zbârlit de cum v-a văzut. Nu văd cine ar dori să aibă un câine care nu-l place. Nu e vorba de asta, răspunse calm Del Mar. Mie îmi place și dacă el mă place sau nu, asta mă privește și mai cred că de treaba asta mă pot ocupa singur. Lui Doherty îi se păru că sub aerul nevinovat a lui Del Mar se ascundea o cruzime fără seamăn, cu atât mai cumplită cu cât pornea din creier. Bineînțeles, Doherty nu-și formulase acest gând chiar așa. Era mai degrabă o impresie și impresiile n-au nevoie de cuvinte ca să le simți sau să le înțelegi. Există o bancă deschisă pentru toată lumea, urmă celălalt. Mergem până acolo, încasez cecul și într-o jumătate de oră ai bani în mână. Doherty dădu din cap. Nici ca pe o propunere de afaceri nu pot lua în seamă, îi spuse el. Uitați-vă, câinele ăsta câștigă 20 de dolari pe seară. Să zicem că lucrează 25 de zile pe lună. Asta face 500 lunar sau 6.000 anual. Să zicem că 5%, pentru că e mai ușor de socotit, ar fi dobânda la un capital de 120.000 de dolari și să mai adăugăm și cheltuielile și venitul meu de 20.000. Restul e valoarea câinelui, adică 100.000. Și ca să fim cinstiți, să o luăm pe jumătate, 50.000, atâta face. Și când te gândești că dumneavoastră îmi oferiți pe el 1.000. Îți închipui că o să trăiască cât lumea? Îl întrebă Del Mar zâmbind ușor.
Dorothy prinse îndată unde bătea el. În 5 ani face 30.000. Într-un an, 6. Și dumneavoastră îmi oferiți 1.000 pentru 6.000. Asta nu e o afacere cum se cade, nici pentru mine, nici pentru el. De altfel, când nu mai putea munci și nu mai face un ban, pentru mine tot o să valoreze 1.000.000. Și dacă nu o găsi cineva care să dea banii ăștia, și dacă s-o găsi cineva care să dea banii ăștia, eu am să ridic mereu prețul până am să-l satur.